Salut, prieteni! Suntem în studioul Aquarel. Deja am anunțat pe pagina de Facebook a revistei Aquarel că în studioul nostru se va afla Ionela Cova și te salut! Bună! Salut! Bună! Așa, avem un timp extraordinar, prieteni. Afară este soare, este vară cu adevărat. Pentru tine, cum a început vara, Ionela? A început cu piciorul drept înainte, a început cu dispoziție bună, cu reușite bune la școală, așa că... Așa. Ne bucurăm de început de vară și sper ca tot vara așa să continuăm mai departe. Așa, la școală mai ceva examene sau gata, ai terminat sesiunea totul? Nu am avut examene, deja am așteptat examene la anul pentru că voi fi a 12-a, dar ținu pomni. Înseamnă că tu la început de vară, cum s-a încălzit până la plus 30 de grade, să înțeleg că ai ieșit la piscină, ai sărit la direct în apă. La piscină în ogradă. A, ai piscină în ogradă? Da. Wow, extraordinar, poate ne invită într-o zi, dragi prieteni, și pe nu noi la... utilizabilă. Din cauza surioarei mele mai mici, dar... Dar ce a făcut surioara ta mai mică? E mică și nu e... E periculos pentru ea. Trei anișori, oricum și bazin, pericol. Nu riscăm. Am înțeles că vara asta nu prea vrei să mergi tu la mare, te mai gândești, mai stai pe dubii, poate la sfârșitul verii, pentru că, de fapt, te-ai apucat de șofat. Să înțeleg eu. Nu că nu vreau, vreau, chiar și normal, atunci când vezi că prietenii tăi pleacă sau cineva îți spune că, uite, eu plec la odihnă, mă duc la mare și tu vreau și eu. Așa. Dar nu poți pentru că ai și alte responsabilități pe care trebuie să le îndeplinești. Da, dragi prieteni, Ionela vrea mașină, vrea să conducă singurică, să fie un șofer responsabil și, apropo, să dea examenele la iarnă. Așa da. Că o să ținem pumnii atunci. Să ținem pumnii pentru o iarnă plăcută, caldă. Plăcută. Bine, uite, nu de mult ai lansat, de fapt, nu putem să o numim o lansare de vară, dar totuși ai lansat la începutul verii, da. O piesă nouă, minte-mă, ai făcut-o odată cu videoclipul și vreau să te întreb, tu ai scris pe contul tău de socializare că este puțin mai diferită de celelalte lansări ale tale, prin ce este diferită? Este diferită prin însăși piesa, pentru că este una mult mai profundă, mult mai matură, cu un mesaj mult mai proeminent, pe care ai nevoie de timp ca să-l poți înțelege și să-l poți percepe exact așa cum este el. Această piesă te poate induce în niște stări atât de profunde încât să te închizi în tine sau poate din contra să-ți eliberezi toate emoțiile pe care le ai. Așa. Și așa că poate cei care sunt mai puțin fericiți se regăsesc în această piesă. Deși este vară și toată lumea spune că este un stereotip, că trebuie să scoți piese ritmate, piese cu tematică de mare, de plajă, de nu știu ce, dar eu cred că tema dragostei nu are niciodată timp sau limită când poate fi lansat. Tu, de fapt, ai lansat vara trecută, mi se pare, da? O piesă de vară sau... Da, am lansat două piese atunci. Două piese de vară. Ok, acum te-ai maturizat de atunci, te-ai maturizat în general de când ai început, de fapt. Da. Și vrei ca muzica ta în continuare să sune mai matură? Păi și normal, odată ce avansezi și în vârstă și în gândire, este și logic să corespundă deja cu piesele pe care le scoți. Mm-hmm. Ai tu o stare acum mai tristă, nu știu, de ce o piesă atât, de ce mesajul este atât de trist? Minte-mă! Foarte des spună chestia asta că un interpret nu este obligat să cânte sau să trăiască exact ceea ce iese în piesă. Adică dacă, ok, eu cânt despre tristețe, despre aceeași stare de... minte-mă, dar asta nu înseamnă că trăiesc eu într-adevăr, dar se regăsesc alți oameni în mesajul ăsta. Deci tu ai misiunea de a transmite acest mesaj exact. Pentru cei care da. Vor să se regăsească da. În el. Apropo, noi am privit videoclipul tău, este foarte frumos. Mulțumesc. Videoclipul, este colorat, tu chiar ai plâns acolo în videoclip, ți-au căzut lacrimi, nu știu cum ți-ai reușit ție să joci în aceste momente, pentru că nu ai luat lecții de actorie, da? Nu, am luat lecții de actorie și a fost... Deși imaginea a fost destul de serioasă, în spatele camerei de luat filmării a fost o veselie foarte mare, așa. Pentru că au fost multe momente hazli, când toți stăteau și râdeau așa de mine, că fii serioasă, imaginează-ți că ești tristă, că ești supărată, că te doare și dă emoția asta. Așa. Dar nimeni nu știe cât de complicat și de greu este într-adevăr să te concentrezi și să iasă ceva așa. Frumos. Este și un merit al echipei. Cu cine ai lucrat la videoclip? Am lucrat împreună cu CeoFilm, ca de obicei, echipa mea de filmare și regie, cu care ne înțelegem din jumătăți de cuvinte, deja producătorul și compozitorul piesei. Câte videoclipuri ai până acum în cariera ta? Cred că vreo 10, plus minus. Wow, 10 videoclipuri! Cam așa, da. Mm-hmm. Ai de fapt și multe piese. Te-ai gândit cumva vreun album să lansezi în curând, la toamnă sau mai târziu? O să mă gândesc și la tema de albumuri, dar pentru a crea un album ai nevoie și ca piesele să aibă cam aceeași tematică toate. Așa. Nu cred că se vor potrivi acolo
muzică lentă cu cea ritmată, cu dance, cu pop, cred că... Așa. Trebuie să fie oricum totul așa, făcut bine, plănuit bine. Dacă ai lansat un album, cam câte piese crezi că ar fi în primul tău album, ar încăpea? De obicei, în albumuri sunt 12 piese. Dar sunt și excepții, de 14-16 piese. Da, dar, nu știu, am văzut și de 10, de 9. Deja depinde de inspirația ta cât așa vei avea ca să poți crea. Așa, vara asta mai vei mai avea ceva lansări, mai plănuiești ceva sau te vei ocupa cu altceva? Vara nu știu, dar sunt sigură că la sfârșitul verii sau început de toamnă voi mai lansa o piesă la fel de dragoste. Iarăși, mesajul este puțin mai profund, mai dur, dar melodia fiind ritmată compensează totul. Mi se pare că la tine în viața personală, de fapt, nu e loc de tristețe, pentru că la moment știu că ai un iubit. Da. Da, și nu știu, ne privește acum sau e ocupat cu altceva? Cred că ne privește. Aha. Și spune-mi, cum a evoluat relația voastră? Ce e acolo între voi? Care e treaba? Sunt deja într-o relație de un an. Mă bucur foarte mult de fericirea pe care o am și nu am timp de tristeți, de certuri și de alte lucruri care nu priesc bine unei relații. Și deja cred că restul trebuie să rămână acolo la noi. Așa. Nu divulgăm din familie, cum s-ar spune. Secrete. Da. Dar nu știu, uite, nu-mi imaginez. O să ai abia 18 ani. Totuși încă nu ai terminat școala, dar deja te implici activ în lansare de videoclipuri, piese. Vrei să... Cred că este visul tău să devii o interpretă cunoscută, nu? Să zicem că este și visul meu, dar totodată prin munca mea o fac împlinită pe mămica mea, care, deși ea a vrut să devină actriță, ea a vrut să fie cântăreață, dar pe atunci... Când învăța ea, trebuia să fii în domeniul economic, să ai un job stabil, așa că ea se vede mai mult împlinită prin mine. Dar și mie îmi place chestia asta să o fac. Mm-hmm. Atât timp cât o faci cu plăcere, cred că se simte și e un lucru frumos. Da, sigur. Și uite, și deja ești îndrăgostită, Lulea, pot să spunem așa. Nici 18 ani nu ai. Cum? Te-ai maturizat tu repede sau cum s-a întâmplat așa? Am avut noroc, încă o dată zic, de mama, pentru că ea mi este cea mai bună prietenă și ea mă îndrumă în viață, ea îmi dă sfaturi, îmi spune greșelile pe care eu nu ar trebui să le fac, să mă văd din greșelile ei. Și cred că asta a influențat ca gândirea mea să fie una mai matură, pentru că generațiile noastre deja sunt ok, să zicem fizic arată matur, dar mental uneori mai lasă de dorit. Așa că... Așa. Mama te învață după asta, după moda veche, știi? Nu atât după moda veche, că este persoană destul de modernă, dar oricum, ce trebuie de pus la punct, o face. Așa. Ionela, uite, aș vrea să știu care sunt și preferințele tale în muzică, în ceea ce ține de ce nu cânti tu, nu de piesele tale, adică. Ce interpreți asculti la moment, care sunt în vogă din România, de la noi, de peste hotare, cine ți este drag? Ascult atât muzică românească, cât și rusească. Așa. Orice gen de muzică, începând cu dance, cu pop, ajungând până la rap. Așa. Absolut orice. Dar ai niște interpreți care poate te influențează cel mai mult în muzică, care sunt etalonul tău? Ca influență nu știu, dar îmi place să ascult atât muzica Alinei Ieremia, să zicem, apoi din Rusia, Black Star. Așa. Poate producțiile Black Star. Da. Așa. Ia, te inspiri de la fiecare câte ceva și ajungi să-ți faci a tău. Mm-hmm. Am înțeles. Este cineva care te-a marcat din copilărie să mergi pe calea vedetelor sau nu există așa persoană? Doar mama ta. Așa. Ce ai schimbat la tine? Acum sau în curând? Te-ai gândit vreodată la asta? Sau că e prea devreme să schimbi ceva la tine? Eu nu știu. Chestia asta trebuie gândită și analizată foarte, foarte bine. Așa. Ca să-ți dai seama, dar cred că cei care sunt ți alături mereu o să-ți spună unde ai tu de lucrat, unde să te perfecționezi ca să devii mai bun, așa, mai bravă și mai iscusită în ceea ce faci, așa că aștept părerile oamenilor mei dragi. Dar în ceea ce ține de look, ai schimbat ceva? Nu. Nu? Te place așa cum ești? Mă iubesc așa cum sunt și încerc să mă iubesc de fiecare dată așa cum sunt. Fie că azi îmi stă părul bine, mâine nu. Facem excepție, facem așa ca să fie bine. Așa, apropo de spune de părerea oamenilor, ea chiar contează pentru tine părerea oamenilor? Mai mult contează părerea oamenilor mei.
a părinților, a familiei. Deja părerea publicului este împărțită. Cuiva îi plac, cuiva nu îi plac. Nu poți să fii pe placul tuturor, asta cu toții știm. Așa. Dar oricum contează și asta, pentru că astfel îmi dau seama că nu muncesc degeaba și că nu degeaba nu mănânc cu zilele, nu dorm, așa. Fac anumite sacrificii. Așa că, da, contează. Deci vrei să-ți crezi totuși publicul tău care să te placă și evident că atunci când, ca să ai un public mai vast, trebuie să fii pe placul la mai multă lume. Da, exact. Și asta înseamnă că trebuie să lucrezi asupra ta, trebuie să lucrezi chiar și în muzică, în direcția aia în care să-ți placă la oameni. Și cred că tinzi spre asta, nu? Și normal, cred că orice interpret tinde la asta. Așa, uite, o să-ți dau și o întrebare mai provocatoare puțin. În ultima vreme, vedetele cam recunosc faptul că au avut ceva operații estetice, chiar aceeași Nicoleta nu, că a spus-o deschis. Mă, am avut la nas, am avut acolo. Tu ai merge vreodată la cineva să-ți faci o operație estetică? Ai riscat vreodată să treci peste asta? Eu nu cred că este un risc. Asta este, depinde atât timp cât este în doză și într-o normă și crezi că te va avantaja, nu văd nimic ieșit din comun. Dar, din contră, este un accesoriu și este un punct mai foarte. Poate pe tine o să te facă asta mai încrezătoare în tine. O să ai mai multă putere și o să fii, așa sunt eu și mie mai tare îmi place așa de mine, și am mai multă încredere în mine și eu fac primul pas cu încredere. Dar eu dacă aș apela, de ce nu? Poate cu timpul, nu știu, mai fi mai bătrână. Până acum n-ai apelat? Nu, nu. Nu. Nu, dar deci oricum. Cred că nici nu e cazul, dar oricum întreb sunt și eu. Sunt tânăr, încă tot la loc, nu, așa. Nu vreau. Dar de ce are nevoie o femeie ca să fie încrezută în sine? Poți să ne spui? Trebuie să se iubească pe ea, indiferent că are operații, nu are operații. Dacă tu nu te iubești pe tine, fie și cu aceleași kilograme în plus, cu, nu știu, înfățișare puțin mai deosebită, tu trebuie să te iubești în primul rând, să te uiți în oglinda dimineața și spui, da, eu mă iubesc, mie îmi place cum sunt. Eu, chiar și dacă am unele defecte, o să lucrez asupra lor și să mă perfecționez așa ca toți să fie mulțumiți. Asta e ritualul tău de dimineață, cumva, în fața oglinzii, așa stăi eu la coa și sunt frumoasă, mă plac pe mine. Am trecut de etapa asta. Ai trecut de etapa asta. Dar oricare fac și, în general, cred că și băiat are chestia asta, poate am niște defecte și eu cred că toată lumea trage atenție la ele, dar asta totul este în subconștientul nostru. Pentru că, în primul rând, trebuie să lucrezi cu tine. Așa. Să te iubești tu, să-ți placi ție, să lucrezi cu corpul tău, să te accepți așa cum ești tu, ca mai apoi ceilalți, într-adevăr, să vadă plusul ăsta în tine. Că dacă tu te inhibezi că, uite, eu sunt așa, că mie nu-mi place asta, că nu mi se primește, și ceilalți tot îți vadă negativul ăsta din tine. Așa că... Și o să observi chestia asta și da. Și tot și tu o să crezi că toți sunt împotriva ta. Așa că iubește-te mai întâi pe tine, ca după asta să primești și pozitiv din partea celorlalți. Am înțeles. De la persoana iubită, ce aștepți ca să fie acea relație frumoasă la care tu visezi? Nu dorințe, dar ce preferințe ai privitor la persoana dragă? Persoana mea dragă mă mulțumește absolut perfect. Dar, nu știu, deja fiecare își alege omul de alături cum îi place. Dar ce trebuie să-ți ofere ca să fii tu fericită într-o relație? În primul rând trebuie să existe respectul unul față de altul, înțelegerea și susținerea. Pentru că dacă nu ai aceste trei calități, nu știu, cred că ar fi mai complicat. Așa, am înțeles. Tu pe viitor te vezi o interpretă cunoscută, renumită sau încă nu? Sau încă abia te dezvolți, abia treci prin faza asta să înțelegi cine ești tu, ce vrei să devii? Lucrez deja asupra numelui meu de un an de zile, de ceva timp numele meu deja lucrează pentru mine. Așa. Așa că deja pot să spun că mă văd undeva mai sus. Dar dacă nu ai fi interpretă, ce ai fi? Deci, cum am fost viața ta? Dansatoare timp de 6 ani de zile și cred că dacă nu aș fi recurs la muzică, aș fi continuat în domeniul dansului. Nu știu pe cât timp, dar 6 ani de zile am dansat foarte activ. Foarte activ, da. Am participat și la concursuri, la diferite competiții naționale, internaționale. Altceva, cred că oricum aș fi rămas în domeniul artei. Poate în actorie. Sau dacă nu, în jurnalism. Deci mai aproape de noi. Da, oricum în lumea aceasta, în mass media. Așa, am înțeles. Dar ce stiluri de dansuri ai avut? Dansul de gală. Jive, cha-cha, vals, vals, vienez. Wow, extraordinar. Dansuri de gală.
Am înțeles. Bine, uite, eu mai am niște întrebări aici pentru tine, așa, care tot putem să le numim provocatoare, măcar că nu sunt foarte provocatoare, dar sunt interesante și cred că nu doar mie îmi va fi interesant cum vei răspunde tu la ele, dar și la cei care ne urmăresc, mai ales că printre ei sper că sunt și admiratorii tăi, care acum tu ai notat undeva acolo pe un cont de socializare, că iată, priviți-ne, dragi prieteni, da, că da, o să avem live. Da, și deci vă reamintesc că Ionela Covel se află în studioul nostru și am câteva întrebări pentru ea. Dacă ai putea alege o superputere pentru toată viața, care ar fi ea? Să aflu ce gândesc oamenii. Wow! Și cum te-ai simțit tu auzind că cineva gândește rău despre tine? Nu mă influențează părerile negative, pentru că știu că nu pot să-i plac oricui. Și dacă nu-ți plac eu, ok, uite-te la altcineva, privește pe altcineva. Dar cred că ar fi interesant, nu știu. Dar imaginează-ți că tu ai, trebuie să te vezi cu omul acela în fiecare zi și nu poți să le viți. Și el gândește rău despre tine, te vede de fiecare dată și, măi, Ionela, asta ce mă enervează, ce coafurare, ea ce... Ok, eu să joc mai departe pe nervi care e un joc, o provocare. Deci ești destul de puternică mental, da, să înțeleg eu. Pentru că dacă te lași influența de toate părerile astea negative, orice interpret și orice persoană publică are un anumit contingent de oameni care o critică, care, nu știu, încearcă să o demoralizeze, dar dacă tu ești puternică și, cum am spus, te iubești pe tine, nu cred că ar trebui să te influențezi toate părerile astea negative. Deci pentru că asta este invidie și asta este ciudă. Și asta vine din partea fetelor, din partea oamenilor care nu fac mai mult nimic, dar s-au pe rețele de socializare și hai să comentăm ce se mai întâmplă prin mass media. Și iată, în ciuda la asta, dragi prieteni, Ionela Covel încă ar vrea să citească gândurile oamenilor. Curajoasă fată! Ok, bine. Cel mai frumos loc pe care l-ai vizitat până acum? Veneția. Și iarna aceasta în Egipt am fost pentru prima dată și am rămas plăcut, surprinsă cu mare, cu litoralul. Superb. Ce ai face cu milion de dolari? Îți faci așa, o casă, așa. Îți faci baza, hai să zicem așa, casă, aceeași mașină, dacă, spre exemplu, ai viața de familie, îți ajuți copiii, te întreții pe tine, îți mai ajuți părinții care te-au ajutat la rândul lor pe tine, așa că în familie. Tot în familie, dragi prieteni, da. Tot banii merg în familie spre nevoile celor dragi. Ești un om bun la suflet, Ionela. Sper. Dar când ai auzit de, nu știu dacă ați observat, dragi prieteni, când ai auzit de milion de dolari, în ochi a apărut dolarașii aia, știți, ca în desenile animate. Așa. Eu am văzut chestia asta. Da, cine n-ar vrea un milion de dolari? Toți visăm la asta. Ai încercat un zbor în cosmos? Pentru senzații tari? De ce nu? Îți plac senzațiile tari? Uneori este nevoie să ieși din starea ta de confort, să faci ceva la care nu te-ai așteptat fix, spre, spunem, același zbor cu balonul. Așa, l-ai făcut? Sau, nu. Nu? Aha. Nu, dar nimeni nu știe poate ce să-l fac. Sau săritul din avion cu parașuta, da? Cred că dacă ești mai reținut acolo în tine, ceva, o senzație nouă, te-ar face și mai puternică. Că... Deci ai încercat, nu excluzi să încerci așa ceva în viața ta. Ar fi interesant, chiar cum e să stai printre stiere, să te uiți așa la ele. Ar fi fain, într-adevăr. Te temi de stomatolog? Nu, mă tem de oftalmolog. De ce? Ai ceva probleme? Oftalmologul se ocupă cu vederea, nu? Oculist, da. Da, și ai ceva probleme cu vederea? De ce te temi așa de tare de el? Am mici problemuțe cu ochișorii. Am și de asta când mă duc la oftalmolog, nu vreau. Să sperăm că în curând vei scăpa de disconfort. O să scap, cu vârsta de 18 ani, fac operație și... Wow! Da. Îți urăm să fie cu succes. Mulțumesc. Nu intrăm în detalii ca să nu intri tu acum în depresie, dar... Nu, deja m-am obișnuit. Așa, ce obiect nu-ți place la școală? Cred că ceea ce ține de real. Sunt în uman, pentru că, ținând cont că sunt cu arta, tema reală, ce ține de fizică, matematică, chimie, îmi place, rezolv, fac, dar... Nu e chiar pe suflet. Da, nu se trage la asta. Sper că profesorii tăi nu ne privesc acum. O să se supere cineva dintre ei. Ups! Da. Dacă ai putea fi invizibilă, în ce scop ai folosi asta? Interesant. Și invizibil. Iată, tu ești invizibilă. Cum te-ai folosit tu de asta? Să poți să te strecori atunci când
simți că ar fi ceva interesant sau nu știu, sau să te duci undeva unde nu ai acces, dar totuși tu vrei, spre exemplu, la un concert la cineva foarte, foarte cunoscut și știi că nu mai sunt bilete și așa, invizibil, te-ai dus și ai privit totul. sau te-ai dus pe gratis, hai să spunem așa cum este. Sau te-ai dus pe gratis. Dus pe gratis la un concert al lui Beyoncé care costă câteva sute de dolari și tu nu vrei să-i cheltui. Da, corect. Care produs nu ai promovat niciodată? Produse de ce? Orice gen general de produs, cosmetic, nu știu, fast food, orice gen de produs care nu ai vrea să-l promovezi niciodată. Cred că toate produsele astea, în primul rând, ok, eu, spre exemplu, le promovez, știu că mi se potrivesc mie, dar eu nu pot garanta că o să se potrivească ție sau, nu știu, alte persoane. Și asta este un risc pe care tu ți-l asumi, așa că mai bine să promoveze cei care, într-adevăr, sunt specialiști în domeniul, mai bine să cere recenzii de la medici decât să asculți părerea altor oameni. Pentru că, deseori, ceea ce se potrivește cuiva nu ți se potrivește ție. Și nu, mai bine ceri părerea specialistului, în general, la orice produs, fie alimentare, vestimentare și cosmetice. Deci, Ionela Covel este foarte corectă. Dacă știți, să știți că dacă v-a promovat ceva vreodată, înseamnă că trebuie da? de încercat, pentru că se merită. Cred așa. Așa. Dacă ai putea face un duet cu o vedetă, oricare, din România, de peste hotare, oricare, cine ar fi acea vedetă? Din România, poate cu Alina Ieremia. Așa. Sau cu Antonia. Una din, dar dacă trebuie să alegi, că nu se poate cu amândouă, iată. Fie cu Antonia. Cu Antonia să fie. Să-i zicem așa. Sau, de ce nu, chiar și cu ai noștri, cum ar fi Carlos Dreams, cu The Motans. Eu cred că, Ionela, că este de fapt un vis realizabil, să faci un duet cu Antonia. Dacă spuneai că vrei cu Ariana Grande sau nu știu cu cine, asta e mai complicat, știi? Nu, oricum, fiecare interpret, dacă să-l întrebi cu cine tu ai vrea să faci un duet, tu ți-ar spune așa, cu Beyoncé, vreau cu J.Lo, vreau cu nu știu cine de în partea cealaltă, vreau cu Adele, vreau cu... Dar să toți știm că acolo este mult, 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 mult de ajuns și nu știi dacă într-adevăr așa va fi. Așa. Deci eu cred că este realizabil, obiectiv, să faci un duet cu Antonia. Da. Dacă vei pleca în România, te vei lansa acolo cu una, două piese de succes, cu siguranță că și Antonia va afla cine este Ionela Covel. Probabil. Așa, dragi prieteni, eu cred că aici încheiem interviul nostru cu Ionela Covel. Mie mi-a făcut o mare plăcere. Este fire foarte pozitivă, foarte deschisă, foarte interesantă, de fapt. Mult mai matură decât m-am așteptat eu în gândire anume. Știi că, mă rog, tu arăți de 16-17 ani, dar în gândire chiar ești mult mai matură decât mi-am imaginat eu. Și, dragi prieteni, fiți mereu cu ochii pe Ionela Covel. Urmăriți paginile noastre de Facebook, inclusiv Aquarel FM, Aquarel, pentru că noi de obicei difuzăm toate lansările Ionelei, videoclipurile noi, piesele noi. Dacă vreți să fiți la curent cu asta, poftim. De asemenea, pe pagina Ionelei Covel intrați și vedeți like, un share la cei ce postez eu. M-ar ajuta. Da, într-adevăr. Și îți dorim succes în continuare. Sper să auzim de la tine piese noi, videoclipuri noi și baftă. Hai, să ne mai vedem, să ne mai auzim. Pa, pa! Vă o zi bună în continuare, prieteni!